Câteva ore înainte de începerea Jocurilor Olimpice, compania de căi ferate a Franței se declară victimă a unui atac masiv, având ca scop paralizarea rețelei de trenuri TGV. Se pare că perturbările cauzate vor dura până luni, după cum anunță autoritățile franceze. Cu câteva ore înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, au fost semnalate 3 incendii la calea ferată pe liniile de mare viteză Atlantic Nord și Est, iar traficul feroviar a fost grav perturbat, în special la gara Montparnasse din Paris. Cele 3 incendii care au fost puse în apropierea șinelor de pe liniile Atlantic Nord și Est au provocat perturbări majore ale traficului feroviar, provocând mari întârzieri. Compania feroviară a Franței, SNCF, spune că este victima unui atac masiv de paralizare a rețelei TGV și a îndrumat pasagerii să-și amâne călătoria cu schimbarea sau rambursarea gratuită a biletului. Aceste acte de sabotaj au provocat perturbări ale traficului și întârzieri majore. Acest lucru se întâmplă în special la gara Montparnasse din Paris. În această gară din Paris, perturbarea este legată de un incendiu în apropierea căilor ferate la Courtalan, în regiunea Eure-et-Loir. Actele de sabotaj au provocat daune instalațiilor de semnalizare, a transmis compania franceză, preconizând timp de călătorie mai lung și trenuri anulate pe linia de mare viteză Atlantic între Paris și Tours și Paris-Le Mans. Sunt așteptate întârzieri între 30 de minute și o oră și 10 minute. Poliția a desfășurat mai mult personal și a sporit securitatea în stațiile din Paris pentru a se pregăti pentru un aflux de pasageri. În nordul Franței, sabotorii au incendiat șinele în zona Arras. Sunt așteptate întârzieri de până la o oră și jumătate. Pe linia de mare viteză Est, un incendiu a fost semnalat în apropiere de Pagny și Moselle. Trenurile de acolo au fost întrerupte și sunt așteptate întârzieri de până la 45 de minute.